26 мая под эгидой Любительской Федерации К1 Республики Молдова в Хинчештах прошел Кубок Приморья, где выступили ребята из клубов, которые состоят в Федерации по К1 любителям Республики Молдова. Бои показали, что ребята прошли довольно нелегкий путь и уже готовы выступать не на внутренних, а даже на международных рингах. По окончанию турнира всем ребятам были вручены призы от Ассоциации ФЕА и также от Примарии Хинчешт. Немаловажным фактором стало открытие филиала клуба Леон Муай Тай в Хинчештах. Танцы, шику, марли мутумир, лачадя прима едиция купа примарului orașului Хинчешт. De astăzi înainte vom avea în fiecare an și vreau să vă salut toți participanții și să aduc o mulțumire mare Federației de K1 a Republicii Moldova, care este astăzi de vicepreședinte, domnul Octavian. Aplauze furtunoase pentru domnul Octavian. Vreau să salut și clubul sportiv din Iași, care reprezintă aici cu antrenorul, să le mulțumim pentru că sunt astăzi la noi, la această cupă în oraș Hâncești. Domnul Brânzei Nicolae, antrenor emerit de box din România. Salut și cluburile sportive din Republica Moldova. Și îndeoseb, stimați spectatori, stimați colegi, vreau să aduc cele mai mari mulțumiri echipei primăriei Hâncești pentru susținerea acestui turneu și îndeoseb directorului școlii sportive a orașului Hâncești, antrenor la box, antrenor la kickbox, Igor Întilă! Dăm start la acest început de turneu. Vă doresc o vizionare plăcută la toți, să învingă cei mai puternici. Succese! Aplauze pentru această lovitură frumoasă de întoarcere a lui Igor. Da, frumos. Și încă o dată susținerea primarului nostru. Domnul Botmar Alexandru. O diplomă din partea primăriei și o medalie. Și pentru moșneaguță Igor, diploma, cupă și premiu urbanist din partea primăriei. Aplauze! Aplauze pentru doamna Danu Ana, consilier orășenesc, în onoarea premiilor pentru clubul Scorpions Iași, România, medalie și diplomă. Bravo, Sorin! Și câștigătorul acestui meci, Bogace Andrei, clubul Leon Chișinău. Aplauze! O cupă, un premiu urbanesc și o diplomă. Knockdown! Rândă finalizată la doua rândă! Knockout tehnic din partea lui Florea Gheorghe, Leon Hâncești! Câștigător Florea Gheorghe, Leon Hâncești! Atât cât și vă pare eu, diploma și cupa! Aplauze! Thank you.
Și colțul albastru, Arcuș Alexandru, orașul Hâncești, Club Leon. Aplauze! Ruta continuă. Continuăm ruta. Se invită în scenă domnul Comzat Grigore. Băieți se retrag în porturi, porturi din cerează de la fâncă, de la gronțuri. Moanta e cu lui o Moldova de susține, tu ești campion și nu da de rușine. Bate adversarul și până praf, să știe fie. Pentru Crăciun Nicolae, medalia și diploma. Aplauze pentru acest băiat. Pentru Arcuș Alexandru, cumva un premiu doresc și diploma. Aplauze! Un costum pentru Arcuș Alexandru. Mulțumesc frumos! Și Club Leon! Pentru ultima rundă, referiul rămâne Cernească Vadim. Ты знаешь, что репортаж интересен, когда с каждой точки. Ну да. А тут с одной позиции, когда... Atenție, se pregătesc boxerii. Runda a treia! Așa!
Da, foarte mult și vreau să aduc mulțumire Federației de K1 a Republicii Moldova, președintele Federației și vicepreședintelui domnul Octavian, care a participat cu noi astăzi aici, și mă bucur foarte mult pentru ceea ce am început astăzi la Cupa Primarului, ediția 1, și sunt convins că de fiecare an vom organiza așa o sărbătoare frumoasă. Și încă mai mult mă bucură faptul că astăzi echipa clubului Lyon, filiala din Chișinău a orașului Hâncești, a învins și a fost primii. Mersi mult și vă mai așteptăm la așa sărbători frumoase.